Astăzi ne oprim la Institutul Marius Nasta din Capitală. Încă un spital, alte drame, alte lupte, alte povești. Livia Georgescu lucrează în prima linie. Este însărcinată în 6 luni. 6 luni în care a trăit câți alți medici în toată cariera. După multe încercări, am rămas însărcinată exact în pandemie și am venit la muncă. Nu a fost vorba de frică sau de sustras de la muncă. Am fost limitată foarte tare la un moment dat de disgravidia, care nu m-a mai lăsat efectiv să mă echipez, pentru că în combinezon e foarte interesant să fii însărcinată și să-ți vină rău. În rest, am făcut gărzi până am putut, până mi-a dat voie. Am fost prima care a plecat cu caravana mobilă și cu cei de la radiologie la un azil și am stat până la 2 dimineața să-i vedem pe cei de acolo, fiind oameni în vârstă, cu multe comorbidități. Vara a fost crunt pentru că era foarte cald și în combinezon nu se putea sta. I-am stabilit numele acum foarte mulți ani, când am zis eu că o să am copii. Și o să o cheme Adnana, sper, să iasă fată și să o cheme Adnana. Dincolo de ușile închise sunt multe povești. 2 cazuri au rămas așa întipărite și de multe ori mi-aduc aminte de ele. A fost o doamnă, am intrat la vizită și vorbeam cu dumneai ei, avea un facies depresiv, ca să aflu că soțul ei decedase în ziua respectivă și că ea era asimptomatică și că nu a putut, a organizat totul prin telefon și că nu a putut fi nimeni la mormântare. Mi s-a părut așa. Efectiv, omul ăla a plecat pe lumea cealaltă cu o boală nouă și a plecat singur. Și Alexandra are grijă de cei infectați. Am fost de gardă noaptea trecută, a fost cam ca orice gardă aici. Telefoane peste telefoane, de la spitale, ambulanțe, internări, DSP, pacienți care sună de acasă, aparținătorii pacienților, pacienții de pe secție. Deci avem telefoane care sună în continuu pe lângă activitatea medicală. Personal recunosc că am atins niște limite pe care nu credeam că mi le voi atinge. De la o fericire absolută până la o scădere nu a interesului pentru muncă, dar a puterii. Efectiv, am ajuns să simt neputință, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată. Disperare, chiar disperare. Au fost niște luni foarte pline care au mers și pe un trend ascendent. A fost vreun caz care v-a rămas în minte? Vreun domn, vreo doamnă care v-a impresionat cu povestea? Da, au fost mulți și toți sunt undeva acolo. Bineînțeles, încercăm să le uităm numele și chipul, pentru că altfel n-am mai putea să ne mai desfășurăm activitatea. Am avut cazuri absolut dramatice de soți, soție, internați. Unul din ei în alt spital care a decedat, soția internată aici. Adică au fost niște cazuri absolut dramatice. Să suni un aparținător noaptea acasă să-i spui că i-a decedat cineva din familie, e îngrozitor. Mai ales că nu poate să ajungă, ei nu pot să-i mai vadă. Fiind internați aici, e ceva îngrozitor. În zona roșie de terapie intensivă, totul este imprevizibil. Chiar în aceste momente, un pacient aflat în stare critică, un pacient infectat cu SARS-CoV-2, este transportat pentru investigații într-o altă secție. Îl ducem la computer tomograf pentru investigații, să vedem care sunt cauzele. Care va fi conduita terapeutică de aici înainte, dacă i se va pune tub de către colegul chirurg sau va fi să se rezolve singur. Și această complicație se pare că la pacienții care au niște bule de enfizem și pacientul nostru, deci cel care îl așteptăm, având o procedură, deci ventilație non-invazivă, aceste bule se pot sparge și clinic apare enfizemul subcutanat în jurul gâtului. Apoi văzut cât este de extins. Dacă extins este intervenția chirurgicală cu drenaj, dacă este mic, atunci se va rezolva de la sine. Institutul Marius Nasta din Capitală are în acest moment 72 de paturi pentru bolnavii de COVID-19, mereu ocupate. 6 paturi sunt în secția de terapie intensivă a spitalului, iar alte 8 sunt în secția mobilă din curtea spitalului.